Salutare Black și Black Hanței și bine v-am găsit, stați să verific că acum facem cu altceva. Ok, se pare că ia și sunetul. E bine? Bine m-am găsit la tutorialul cum să instalați Aether modul și numai puțin cam ce nu cred. În primul rând ce vă trebuie, cred că am nou cursorul de bifat. În primul rând ce vă trebuie este acesta, adică installerul. Chestia asta ca să vă dați Minecraft-ul la versiunea care vă trebuie, adică 1.2.5, că Aether e pentru 1.2.5. Asta ca să aveți niște frame-uri mai bune, Optifine-ul, și Too Many este opțional. Adică la puteți să-l puneți și voi. Așa, hai să începem. Deci prima oară Minecraft vă trebuie absolut normal la versiunea 1.4.5, neinstala nimica, neschimba nimica, deci vă reinstalați Minecraft-ul cum ar fi. Prima oară, dăm pe PipX, îi dăm start și așteptăm să pornească. Așa, hai încarcă-te. Și ce-mi place mie la chestia asta, că are absolut toate versiunile de Minecraft, inclusiv cea mai veche, cred că pe aici e cea mai veche, nu pe aici. Pre-release, astea sunt cele mai vechi, prima versiune asta e. Așa, și are foarte, foarte multe moduri pentru orice versiune de Minecraft, adică astea sunt mai noi, mi se pare. Deci, nu mai e o grămadă de prostii pe aici, puteți da un singur click și vă dați install și să instalați. HD 1.5, ce vreți pe aici? Prima oară, dăm aici la oficial version, să schimbați numele aici, în engleză, pardon. O să vă las eu link în descriere la toate. Selectăm version 2.5, așa, și dăm install, eu nu vreau să creez niciun backup, nimic. Și acum așteptăm să se facă. Hai. Ce? Pauză pe dreapta. Cine am? Așa. E mai bine. Așa, hai, fă-te. 90%. Ok. Gata, acum avem Minecraft 1.2.5. Dacă s-ar închide și ăsta. Așa. Acum ce rămâne, dăm click pe installerul Aether, dăm run, evident, mă rog, așteptăm. Și se va deschide asta micuță, porcăria asta, care vom da install mod. Dăm aici nu, mă rog, eu dau nu. Va instala modul fix în Minecraft acolo unde e, asta va dura puțin, deci pun pauză. Ok, odată ce s-a instalat ne va da asta. A durat cam 30 de secunde, nu prea mult, totuși, decât îmi amintesc eu. Acum, dacă vom vedea Minecraft aici, dăm și noi pe aici și cred că s-a instalat. Deja, uitați, apar chestiile astea două care nu există, backup-urile, și astea au fost schimbate toate, deci nu mai e nicio problemă. Acum intrăm în bin, deschidem chestia asta cu zip. WinZip. Deci Aether-ul e instalat momentan acum, adică momentan la mine, e instalat. E instalat și merge foarte bine. Încă am lăguit și puțin calculator. Cred că e de la Steam, da. Și merge foarte bine, acum să-i punem Optifine-ul și Too Many Items-ul. Păi, prima oară, să zic, MetaInf nu o căutăm pentru că nu cred că mai e, a fost înlocuită, așa că deschide direct Optifine-ul. Așa, după aia punem un click aici, dăm un control și A pentru a selecta toate și le vom trage aici și vom da, mă rog, se va exacta chestiile alea de acolo. Hai, anul ăsta. Așa, și vom da add and replace și le va pune. Așteptăm, perfect. Asta va deschide ăsta imediat. Așa. Acum avem și Optifine-ul. Să se închidă. Ne mai trebuie decât Too Many Items-ul. Evident, Too Many Items-ul este, cum am zis, dacă vreți, nu trebuie neapărat. Eu nu l-am instalat, dar am încercat să-l instalez și merge. Deschidem ăsta. Acum
Control A să le luăm pe toate și le vom trage aici pe toate. Așteptăm. Din nou asta ADD așa. Perfect. Și se va face și prostia asta de jos, repejor. Așa. Odată ce s-a făcut, dăm OK. Putem să închidem asta. Închidem asta. Și acum Aether-ul este gata de folosință. Uitați și Aether-ul să nu ziceți că vă mint. Cu toate astea, s-aude și sunetul, și cred că nu s-aude la noi aici. Adică pe filmare. Păi cam asta a fost pentru astăzi la Revel Blecă și Blecărițe. Bye bye. Vedeți Minecraft 1.2.5, Aether versiunea. Pa, pa!